Mulțumesc frumos, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Joi, 16 martie, se împlinesc trei ani de la instituirea pandemiei de coronavirus în România. Da, ați auzit bine. Pandemia de coronavirus a izbucnit prin ordin al autorităților, sau mai bine zis, printr-o proclamație a președintelui Claus Iohannis. Să ne amintim cifrele acelui moment. 277 de cazuri de infectare fuseseră depistate în România până la momentul în care s-a anunțat intrarea în pandemie. Ceea ce a urmat în țara noastră este fără precedent pe timp de pace. Mască obligatorie peste tot, restricții de circulație, izolare, spitale închise pentru bolnavii de cancer sau de afecțiuni incurabile și o presiune publică vecină cu teroarea. Au trecut trei ani de când am fost puși, supuși la cele mai absurde, ridicole și totalitare măsuri de restricționare a li libertăților individuale toate impuse de către niște apostoli fanatici ai COVID-ului, care au semănat frică și dezbinare în rândul populației și au călcat în picioare orice normă juridică. Lista erorilor, aberațiilor, măsurilor demente, lipsite de orice logică elementară și bază juridică, promovate în spațiul public de politruci, PNL, USR sau PSD, este atât de lungă încât nu ne-ar ajunge o zi întreagă pentru a le enumera. Câteva exemple. Soldați scoși pe străzi cu pistoale mitraliere pentru a induce senzația de teamă. Masca o poartă omul bolnav, care mai apoi s-a schimbat în purtați mască și în casă. Oameni morți aruncați în saci ca niște animale și în mormântări cu mai mulți jandarmi și polițiști decât rude ale mortului. Lumina învierii adusă de poliție acasă și imnul României în megafoanele mașinilor de poliție pentru a ne ridica moralul. Vaccinarea în schimb unei porții de mici și de bere, bagiocorirea tainei Sfinte Împărtășanii, acuzând că prin Sfântul Potir se răspundea boala, internarea forțată a asimptomaticilor, închiderea spitalelor pentru bolnavi cronici, mii de bolnavi de cancer, de diabet sau de inimă au murit cu zile pentru că nu au avut unde se, unde se trata. Dacă în timpul pandemiei Arafat ne spunea că vaccinarea este sigură și gratuită, Acum aflăm că, de fapt, vaccinarea cu serul experimental are zeci de mii de efecte adverse, iar România a plătit peste un miliard de euro pentru zeci de milioane de vaccinuri nefolosite, fiind nevoit să plătim alte zeci de milioane de euro pentru distrugerea vaccinurilor expirate. Zeci de milioane de euro din bani publici au fost dați de PNL, USR și UDMR către presă, cu scopul evident de a teroriza populația sau determine să se vaccineze pentru mici și bere sau pentru a pleca în concediu minciuni, manipulare și teroare. S-au scris mii de articole de presă mincinoase despre pandemie și s-au ascuns sub preșul propagandei tot atâtea informații reale, declarații, dovezi și fapte evidente. Nu are rost să le mai invocăm. Cu un singur lucru însă suntem datori. Trebuie să ne întrebăm ce am trăit în acele zile. Care a fost răul cel mai mare pe care l-am experimentat? Virusul, boala, pandemia sau isteria? Cum ne-am infectat de ură împotriva celor care gândesc diferit? cum ne-a cumpris cancerul suspiciunii și al intoleranței. În pandemie am fost în tabere diferite, dar acum trebuie să ne vindecăm de nebunie. Toate ciumele pământului au fost vremelnice, dar curajul și dorința de libertate sunt eterne și vor fi mereu mai puternice decât orice formă de frică reală sau inventată. Vă mulțumesc frumos!